Astăzi o să facem o întreținere cu Baby Boomer și o să începem prin îndepărtarea materialului vechi în proporție de 80-90%. O să mătuim unghia pentru a nu rămâne lucioasă în niciun loc. Cu un băț de portocal o să ridicăm cuticula din sinusuri cu grijă până când putem plimba bățul de portocal perfect pe sub cuticulă. O să continuăm prin ridicarea cuticulei și curățarea acesteia cu bitul. O să lucrăm în două sensuri de rotație. Iar acum, cu forfecuța, o să îndepărtăm cuticula. O să aplicăm primer fără acid de la Semilac, în strat foarte subțire. Acum o să aplicăm Mega Base Clear de la Victoria Vin, pe care o vom întinde cu pensula dreaptă numărul 6 de la Pink Nails. Acum cu Semilac Fiber Base o să aplicăm pe jumătate din unghia naturală albul lăptos pentru a putea face baby boomer-ul. Acum o să creăm apexul din Mega Base Cold Pink de la Victoria Vin.
pentru a ni se forma exact unde trebuie apexul, întoarcem mâna puțin. Pentru a fi nivelate corect, băfuim. Iar acum aplicăm Top No Wipe Gloss de la Victoria Vin. Uleiul de cuticule de la Victoria Vin și am terminat.